Bineînțeles. Te lăudăm, Doamne, și în această zi pentru tot sprijinul și ajutorul Tău. Mulțumim pentru tot ceea ce ești Tu pentru noi. Doamne, pentru Tine suntem aici și de Tine avem nevoie. Pentru Tine ne trăim viața. Tu ești sprijinul nostru, adăpostul nostru. Tu ești Tatăl nostru ceresc. Te chemăm în mijlocul nostru să ne luminezi mintea, și să ne cercetezi inima. Amin. În această seară vreau să citesc la timpul nostru de studiu biblic primul capitol din Biblie, Geneza 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis să fie lumină. Și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună. Și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a lumit lumina zi, iar întunericul l-a lumit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor, și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a treia. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului, care să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii și să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mare, ca să stăpânească ziua, și luminătorul cel mai mic, ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a patra. Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele după soiurile lor. A făcut și orice pasăre înaripată după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor, să se mulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a cincea. Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră.
El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a zis: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în el o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. De ce am citit cuvântul acesta? Așa cum știți, noi în această vreme, la întâlnirile de seminar de la biserică, avem studiul Evanghelia și ideologia woke. Prima noastră întâlnire a fost despre începuturile acestei ideologii, despre originile ei. Asta a fost vinerea trecută. În această seară începem al doilea lucru despre ideologia woke, și anume dogmele, convingerile fundamentale. Folosesc cuvântul dogmă într-un sens peiorativ, pentru că această ideologie are trei dogme, dar nici una dintre ele nu este deschisă spre analiză. Ele îți sunt date și acolo se încheie discuția. Și aceste trei dogme le studiem pe rând, una pe săptămână. Care sunt acestea? Dogma numărul 1. Grupul are întâietate asupra persoanei. Dogma numărul 2. Voința are întâietate față de minte, față de rațiune. Dogma numărul 3. Omul are putere să respingă orice fel de autoritate. Așadar, în perioada aceasta, acestea sunt lucrurile pe care le analizăm. După ce terminăm cu dogmele, trecem la metodele de îndoctrinare și terminăm cu un studiu care oferă cel mai detaliat răspuns la ideologia aceasta din punct de vedere al Evangheliei creștine. Aceasta e harta, acesta e drumul pe care mergem. Cuvântul pe care l-am citit, Geneza 1, este capitolul de bază pentru întreaga Biblie. Pentru că dă termenii pentru oricare discuție cu privire la lume, la Dumnezeu, la om, la natură, la tot. Geneza 1 este textul de bază. Unde suntem noi aici? A cui locul acesta? Cine suntem noi? Una dintre cele mai arzătoare întrebări. Cum ne definim pe noi? În funcție de ce? Răspunsul pe care l-a dat credința creștină din totdeauna și pe care îl dă și astăzi este următorul. Omul trebuie să se înțeleagă pe sine în raport cu Dumnezeu. Pentru că el este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acesta e punctul nostru de referință. Dumnezeu. Nimic altceva.
Noi așa ne atingem capacitatea maximă, așa funcționăm bine în raport cu Dumnezeu, în lumea lui Dumnezeu, în care ne-a așezat și pe noi. Dar să luăm această învățătură, această dogmă a ideologiei woke, prima dintre ele. Grupul are întâietate față de persoană. Motivul pentru care în ziua de astăzi o parte dintre oameni au ajuns să fie așa de preocupați de identitatea celor asupriți este direct legat de dezintegrarea familiei, ca urmare a revoluției sexuale. Avem într-o bună parte din societate această împrejurare. Familia este desfăcută, este fragmentată. Și prin asta spun următoarele lucruri. Tata de obicei lipsește. Copilul este din flori. Infidelitatea face parte din existență și în final despărțirea. Cam așa arată într-o bună parte din societate starea familiei. Și când câteva generații cresc în felul acesta, ideologia woke cu accent pe importanța asupririi ca lentilă principală pentru înțelegerea identității, prinde imediat. Are mare, mare tracțiune. Fiecare dintre aceste dogme sunt deosebit de abil alese. De ce este prima cu așa mare priză? Observația este ușor de văzut. Fiecare dintre noi, fiecare, dorește compania celorlalți. Noi suntem ființe relaționale. Noi nu trăim singuri, izolați. Noi trăim împreună cu alți oameni. Și când eu am crescut într-o familie ruinată, voi tânji după ceilalți. Pentru că acasă a fost jale, dezastru. Și imediat mă agăț de orice îmi promite ceea ce n-am avut. Deci scopul principal pentru care familia a fost, este și rămâne sub această presiune uriașă este acesta. Dacă reușești să desfaci familia, să o distrugi, contextul unic în care se construiește demnitatea omului e distrus. Dacă familia rămâne puternică, ea este una dintre cele mai mari piedici în fața ideologiei woke. Și noi am văzut în întâlnirea trecută cât de important este Dumnezeu, familia și biserica. Acestea sunt țintele care trebuie nimerite și distruse. Și sarcina noastră a fost și rămâne una relativ simplă. Dumnezeu rămâne la centru, avem grijă de casele noastre și suntem parte din Biserica Domnului. Familia este o școală a dragostei. Acolo se formează omul echilibrat, omul cu demnitate, omul puternic. Și dau un singur exemplu care ilustrează foarte bine și pe baza ceea ce am citit în Geneza 1 și pe baza propriei noastre experiențe. Unul dintre primele lucruri pe care o familie îl face atunci când se adaugă un nou membru în acea familie, când urmează să se nască un copil în acea familie,
Unul dintre primele lucruri pe care acea familie îl face este îi dă nume. Tata și cu mama se sfătuiesc cum să-i punem numele. Nume de băiat, nume de fetiță. Numele respectiv este al acelei persoane nou adăugate la familie. Acel cuvânt, Ioan, Maria și lista continuă, fiecare ce nume are, se va asocia din acel moment în casa aceea cu acea persoană. Din tot vocabularul limbii pe care acel om îl vorbește, acel cuvânt e cel mai aproape de el. Acel nume îl a pus tata și mama. Apartenența la familia aceea se face și prin numele pe care părinții l-au dat. Așa îi se formează identitatea. Prin numele respectiv, acea persoană este cunoscută. Imediat face asocierea. Cum se definește omul astăzi? Potrivit cu ideologia woke, omul trebuie să se înțeleagă pe sine potrivit cu răul din societate. Omul trebuie să se înțeleagă pe sine ca fiind asuprit. Nu te mai înțelegi în raport cu Dumnezeu, în raport cu propriile tale abilități, ci te înțelegi pe sine potrivit cu nedreptatea de care ai avut parte. Întotdeauna a fost și trebuie să rămână un contrast izbitor între ce spune această ideologie, ce spune Evanghelia, ce spune Biserica, ce spune credința creștină. Noi ne construim identitatea pe baza faptului că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și prin asta înțelegem următoarele lucruri. Dumnezeu ne-a înzestrat cu rațiune care caută adevărul și cu voință care dorește binele. În mod obișnuit, în condiții normale, tu vei căuta tot timpul să înțelegi cum a fost. Vrei să știi adevărul despre situația aceea, despre persoana respectivă. Și de asemenea, în mod obișnuit, vei vrea binele. Vei vrea să faci bine. Această dogmă care dă prioritate grupului în detrimentul persoanei rămâne relevantă în fiecare generație în felul următor. În mod natural, omul se adaptează și uită. Adu-ți aminte când cineva ți-a făcut ceva rău, 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 acum 30 de ani. Ți-a furat bicicleta, ți-a luat ceva ce ți-o dat părinții, ți-a distrus ceva frumos, bun, ce ai avut. Așa e că după câțiva ani, cel mult, ai uitat. Lucrurile au trecut. Poate te-ai și putut împăca cu acel prieten de stradă, coleg de școală. Ideologia woke spune altceva. Și aceasta este o idee pe care o au de la Lenin. Lenin a spus așa. Cel asuprit nu poate înțelege singur adâncimile asupririi sale. El are nevoie constantă ca intelectualii să-i reamintească mereu că trebuie să rămână mânios și să se simtă urât de ceilalți. Și în mod constant să se aduce aminte că așa trebuie să fie. Nu cumva să uiți, nu cumva să ierți
nu cumva să repari. Trebuie să rămâi o victimă permanentă. În vremea recentă aceea avem autori ca și Saul Alinsky. Cartea lui Rules for Radicals, Reguli pentru Radical, s-a dovedit a fi foarte influentă în ce privește clasa conducătoare din țara noastră. Ideea lui Alinsky este foarte apropiată de cea a lui Lenin. El spune așa: trebuie să ții rănile deschise ale celor care sunt nemulțumiți. Numai așa poți galvaniza schimbarea socială radicală. Trebuie să ții mânia aprinsă, trebuie să ții dezbinarea în fața oamenilor. Altfel nu reușești să îi stârnești la scoală. De aceea, să folosesc două metafore în privința aceasta. Ideologia woke lucrează cu două unelte. Pe de o parte are megafon, pe de altă parte are un mototol de cârpe. Cu megafonul trâmbițează cum văd ei lucrurile. Și cu mototolul de cârpe opresc pe oricine ar căuta să spună altfel. Îi acoperă gura. Îl oprește de la a prezenta cealaltă înțelegere a situației. Acest fel de a vedea viața, de a vedea lume, de a te raporta la oameni, duce la ceva deosebit de fragil. De aceea, când analizăm dogmele ideologiei woke, trebuie să vorbim și despre cât de slab e omul care rezultă. Și cel mai bine surprindem lucrul acesta dacă ne uităm la raportări esențiale la cultură de-a lungul istoriei. Cum au fost oamenii de-a lungul istoriei? Cum se legau unii de alții? Cum se, mai ales, cum își rezolvau neînțelegerile? Și avem aici trei termeni cheie de-a lungul istoriei. Pentru o bună parte în istoria omenirii am avut o cultură a onoarei. Cineva a făcut rău cuiva, i-a șifonat onoarea, i-a distrus onoarea, persoana respectivă caută să-și facă dreptate. Și duelul este rezolvarea în acea cultură. La nivel de națiune, avem multe exemple, menționez aici doar războiul Troiei. Un conducător dintr-o altă cetate ia soția altui conducător din altă cetate și se pornește la război. Pentru că unul a distrus onoarea celuilalt. Secole la rând, așa, au trăit oamenii și au apărat onoarea. Apoi avem o cultură a demnității. Omul are o valoare intrinsecă, inerentă, care nu depinde de părerile nimănui. Pentru cea mai mare parte în istoria recentă avem această abordare. În ultimele sute de ani și încă și astăzi, în momentul în care cineva îți distruge demnitatea, tu vei căuta să rezolvi cu el problema. Dacă nu se poate nici cum, în final ajungi la judecător. Pe lângă această cultură încă majoritară a demnității, se infiltrează cultura victimizării. Și punem întrebarea, cum am ajuns de la onoare la demnitate, iar acum tot mai mult la victimizare? Cum se
manifestă cultura victimizării. Statutul de victimă îi dă celui în cauză o poziție morală. Toți ceilalți trebuie să vină să facă ceva pentru el, să-l ajute, să-i dea puncte în plus ca să ajungă și el la nivel cu ceilalți. Așa avem acțiune afirmativă în școli și în alte părți. Ești îndemnat să te simți ofensat și apoi să spui tuturor cât de ofensat ești. Cultura victimizării hrănește dependența morală și atrofiază abilitatea de a rezolva probleme mărunte. Când cineva a vorbit mai aspru cu mine sau a vorbit cum nu trebuie cu mine, m-am oprit, plâng, strig, nu caut să mă împac cu cel care a vorbit rău. Nu, am nevoie să știe toată lumea despre acel lucru care mi s-a întâmplat mie. O așa cultură creează o societate cu conflict permanent. Pentru că tot timpul va fi cineva care va vorbi rău cu tine. Tot timpul va fi cineva care te va nedreptăți. Oamenii ajung să intre în competiție pentru statutul de victimă. Sau pentru cel care apără victima. Și așa ajungem să vorbim despre lucruri deosebit de complexe. Și dogma aceasta, grupul înaintea persoanei, operează cu termenul de intersecționalitate. Despre ce este vorba? Nu e așa de complicat cum sună. Să mă dau exemplu pe mine personal. Dacă caut să mă înțeleg, primul lucru pe care trebuie să-l spun despre mine este că sunt bărbat alb. Din punct de vedere al ideologiei woke, asta mă face opresor. Cel care asuprește pe alții. Bărbatul alb este cea mai rea combinație care există. Dar, pe de altă parte, eu sunt copil de muncitor. Asta, din punct de vedere al ideologiei woke, mă face asuprit. Iar apoi lucrurile se complică și mai tare, pentru că eu m-am născut într-o țară comunistă în care nu avem clase sociale, cel puțin teoretic. Nu avem patron și muncitor. Toți suntem proletari. Asta de asemenea este oarecum în favoarea mea. Și atunci, la toate aceste intersecții, eu sunt altceva. Desigur, pui întrebarea, cum poți fi în același timp și asupritor și asuprit? Care are prioritate? Ideologia woke spune, întotdeauna are prioritatea celui asuprit. Aceea vine mai înainte. Și cu cât ești mai asuprit, cu cât ești membru al unei minorități, cu atâta trebuie să te simți mai important. Și să fii privilegiat și ajutat de toți. Aceasta este intersecționalitatea. Și se poate aplica la toate persoanele în situația lor. Celălalt concept important aici este poziția. Cel care e văzut ca asupritor. El, potrivit cu ideologia woke, nu înțelege pe cel asuprit. Nu-i cunoaște situația. E departe de el. În schimb, cel asuprit înțelege tot. Își înțelege propria situație, înțelege situația celui asupritor. De aceea, dacă e să înțelegi ce se întâmplă, tu trebuie să-l asculți pe cel asuprit. Pentru că el are o înțelegere completă cu privire la realitate. Desigur, aceasta este o supra-simplificare. Dacă noi căutăm cu adevărat să înțelegem
situația concretă, completă a fiecărui om, aceste categorii asupritor, asuprit, sunt mult, mult prea puține. Și avem aici tot felul de studii care arată câte categorii ar trebui să luăm noi în socoteală dacă e să evaluăm pe om în plinătatea situației lui. Și vă dau un calcul simplu, numai ca să vedeți cât de mare este nedreptatea și cât de mare este părtinirea vis-a-vis de ceea ce, sau potrivit cu ceea ce spune ideologia woke. Dacă punem întrebarea, câte rase sunt pe pământ? Răspunsul istoric, clasic, este, sunt 5. African, caucazian, asiatic, din Oceania și din lumea nouă, din cele două Americi. 5. Câte sexe? 2. Câte genuri? 3. Masculin, feminin și neutru. Dacă înmulțim toate acestea, ajungem la 30 de trăsături ale omului. Nu țineți minte că înainte era numai una. Două. Asuprit, asupritor. Până acum am la 30 care ar trebui să fie luate în considerare. Dacă aducem celălalt factor care e tot mai puternic în societate, dizabilitățile, potrivit cu listele oficiale, trebuie să iei în socoteală cel puțin 9. Vedere de învățare, de reglarea gândirii și lista continuă, să ajungem la 9. Dacă presupunem două părți la acestea, prezent, absent, ajungem la peste 15.000 de trăsături pe care trebuie să le iei în seamă când evaluezi un individ. Dacă mai introducem originea de clasă și situația economică, pentru că 12% din americani trăiesc sub limita sărăciei, avem cel puțin 30.000 de categorii după care trebuie să evaluăm pe om ca să-i faci dreptate. Dacă adăugăm înălțimea, sănătatea și cât de atractiv este, adăugăm educația, limba maternă, vârsta, statutul marital și câți copii are, ajungem la 15 milioane de categorii pe care trebuie să ții seamă când evaluezi pe cineva. Dacă mai adăugăm, dacă e gras sau slab, ajungem la 18 milioane. Dacă vrei să faci față unei persoane astăzi, în lumea noastră, așa trebuie să pui problemă. Când, în fapt, pui una sau două. Nu. Ești asuprit? Ești asupritor? Ești alb sau de culoare? Și cu asta crezi că ai rezolvat. Nu lăsa trăsăturile caracteristici ale fiecărui om să fie decupate în așa hal. Și așa ajungem la un lucru care arată în final cât de rea este ideologia aceasta. Pe cel asuprit, în cele din urmă, îl slăbești și mai mult. Acum 2 ani, în anul 2020, la Muzeul Național Smithsonian, Muzeul de Istorie și Cultură Afroamericană, s-a publicat o grilă. Care sunt trăsăturile rasei albe? În contrast cu cele ale rasei negre. Trăsăturile albilor au fost identificate în felul următor. Albii au gândire obiectivă. Dau dovadă de politețe. Sunt muncitori. Și se bazează pe metoda științifică. Planul celor de la Smithsonian a fost să-i arate cât îți de răi
Efectul a fost efect de bumerang, pentru că dacă acestea sunt trăsăturile albilor, prin contrast, trăsăturile celor de culoare vor fi, au tendința să fie leneși, sunt neraționali și nepoliticoși. Iar în anul 2020, acum 2 ani, au trebuit să ia de pe website această grilă. Ai vrut să faci ceva și ți-a ieșit altceva. Una dintre criticile cele mai puternice față de ideologia woke, aici, la grupul înaintea persoanei, este aceasta. Da, în istorie ai avut parte de nedreptate. Sunt foarte puține locurile, dacă sunt, în care un om, indiferent din ce parte vine, n-a avut parte de nedreptate. Așa este. Și când am ocazia să vorbesc personal cu oameni despre acest punct, eu fac trimitere la istoria poporului nostru. Și spun așa. Noi am fost întotdeauna în calea marilor imperii. Am fost 300 de ani sub turci. Dacă studiem de câte ori a fost invadată țara noastră de alte armate, ajung la niște numere pe care vrei să le uiți. Ai avea temelie istorică să te consideri o victimă. Dar refuz să mă consider o victimă. Sunt bărbat alb și nu-mi cer iertare pentru lucrul acesta. Caut să-mi fac un drum. Să trăiesc o viață bună. Și să nu mă înțeleg pe mine în termenii unei istorii a nedreptății, care este reală. Este clar că unii sunt avantajați. Este clar că unii sunt nedreptățiți. Este clar că există convenții care nu sunt în favoarea mea. E clar lucrul acesta. Dar dacă stau și mă plâng toată ziua, nu realizez nimic decât slăbesc. Mă afund și mai tare în situația în care sunt. Așadar, nu există o slăbiciune de esență. Eu slab m-am născut, slab trebuie să rămân. Nu. Trebuie să mă ridic, să mă întăresc și să fac față la viață. Nu mă înțeleg în raport cu răul care mi se face, ci mă înțeleg în raport cu Dumnezeu, cu mintea pe care mi-a dat-o, cu voința pe care mi-a dat-o. Sunt un om care caută adevărul. Sunt un om care caută binele. Un om care este pus aici de Dumnezeul cerului și al pământului. Între oameni, de cele mai multe ori, este foarte greu și deosebit de nedrept. Așa este. Dar refuz să-mi trăiesc viața în felul acela, ca o victimă. Nu fac rău la nimeni, caut să ajut pe toți. Refuz ambele etichete, asuprit, asupritor. Singura pe care o țin este cea de om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și fiecare om, datorită chipului lui Dumnezeu, are aceeași valoare. Nu contează ce vârstă ai. Nu contează că ești bărbat sau femeie. Că ești educat sau needucat. Nu contează culoarea pe care o ai. Toate acestea sunt secundare. Ceea ce contează este Dumnezeu și tu fiind lucrarea. În felul acesta răspunde Evanghelia la prima dintre dogmele ideologiei woke. Grupul nu are întâietate asupra persoanei. În lumea lui Dumnezeu, fiecare persoană are aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu. Și fiecare trebuie prețuit ca atare. Acestea au fost lucrurile pe care le-am avut de împărtășit în această seară. Trecem la întrebări.